Aerul condiționat a devenit de ani buni soluția perfectă pe timp de vară, în special în zilele caniculare, când abia putem respira. Din dorința de a nu ne simți sufocați, mulți dintre noi folosim aerul condiționat la temperaturi prea scăzute în comparație cu cele de afară. Fie că este folosit acasă sau în mașină, variațiile bruște de temperatură pot dăuna organismului. Adaptarea la temperaturile extreme trebuie să se facă treptat, nu brusc, iar temperatura optimă pentru organism trebuie să fie de 21 de grade, indiferent de anotimp. În general, temperatura optimă pentru corpul uman este în jur de 21-22 de grade, indiferent de perioada de anotimp și de ce temperaturi sunt în exterior. Iar adaptarea la temperaturile extreme trebuie să fie făcută treptat, nu brusc, adică una este să fii de la 38-30 de grade în exterior și să intri brusc într-o încăpere în care sunt 18 grade. Nu-i recomandat. Cei care au mașini cu aer condiționat sau climă să o folosească, nu să deschidă geamul, este mult mai periculos decât utilizarea aerului condiționat în mașină. Bineînțeles, la temperatura 21-22 de grade, dacă au mașini care au climă și majoritatea astăzi au această opțiune. Specialiștii spun că starea de disconfort creată vine de la faptul că temperatura din interior este mult prea scăzută. Chiar și așa, ieșenii par a fi dependenți de aerul condiționat. În automobil. Și la temperatura mai mică sau? Așa, 22,5. Aerul condiționat nu-i prea bun pentru organism, dar îl folosim cât trebuie să ne răcurim. Îl folosesc, este necesar, foarte cald. Sunt însă și persoane cărora aerul condiționat nu le priește și au găsit alte alternative. Nu-l folosesc, am o sensibilitate și nu-l folosesc, în schimb folosesc ventilator. Aerul condiționat poți să faci diferența mai mare sau mai mică, în mod normal, dar mai mult de 3-4 grade nu este indicat, mai ales dacă ieși repede, nu stai foarte mult bun. Dacă vrei să stai toată ziua în casă, e una, dar dacă știi că ieși afară, ești pe balcon, vii de afară, nu cred că este bună o diferență mare. În zilele călduroase, medicii ne recomandă să consumăm minim 2 litri de apă pe zi, să ne acoperim capul, să nu facem eforturi fizice și să avem o alimentație sănătoasă.